Naică și eu am așa o problemă. Mișu, e berea aia cu lămâie, frate, de ce nu? Lasă-mă, băi, ești un atentat la stomac. Ei, sau cum spune mai departe, atent, un atent la stomac. Îți dau o ciupercă? Nu, ei, eu iau, că e o trăbitoare. Dar de unde e ciuperci? La OTV continuă dezbaterile populare de data asta. Aveți habar dacă a fost accident sau atent la viața lui Dan Diaconescu? Și în plus credeți că Dan Diaconescu își riscă viața candidând la președinție? Candidând nu, dar și-o riscă dacă mai face vreo 2-3 curse cu șoferul propriu care aterizează cu Bentley-ul în Dâmbovița. Să trecem acum la lucruri mai vesele. Cei mai haioși oameni de la show-ul X-Factor rămân Răzvan și Dani. Răzvan îl face alb pe un negru după ce juriul a fost rasist, iar lui Dani îi se împleticește limba în gură. Numărul de telefon din dreptul nume. E de la Paula. Sunt o marionetă, atât pot să zic. De la X-Factor trecem la Dansez pentru tine, show pe care producătorii anteniști trebuie să-l urmărească cu pixul în mână, poate învață și ei ceva. Iar acum să urmărim un film de la antrenamentelul. Ce am zis? De la antrenamentul. Să urmărim un film de la antrenamentul celelalte echipe dueliste. Tot la Dansez pentru tine, producția e pe alocuri porno. Aveți niște dansuri super interesante în această seară. Da, sunt chiar porno de-a dreptul, doamnelor și domnilor, urmează un reggaeton. Nu mai zic nimic, te rog frumos, mai bine urmărim imaginile. Dar ce dansuri faceți voi, mă, acolo? Nu suntem foarte curioși să aflăm. Aveți niște dansuri super interesante în această seară. Da, sunt chiar porno de-a dreptul, doamnelor și domnilor, urmează un reggaeton. Nu mai zic nimic, te rog frumos, mai bine urmărim imaginile. Apropo de dansuri, Willmark ne spune până la urmă cam ce dansuri a jurizat el. Eu aveam două coloane, aveam la belly dance o nota. La ce? La belly dance o nota. Dar n-ai zis belly dance. N-am zis tu bine până acolo. Băi, a zis belly dance. Belly dance, nu? Da. Nu ai mai pus o literă, măi. Ha? Ai mai pus o literă, vai ce rușine! Am o notă și la dans cu foc alta notă. Și, la final, Cornel Patrichi s-a molipsit de la Willmark și vorbește la fel de prost limba română. Au lucrat foarte, foarte pe muzică, după părerea mea. Dragă maestre, nu poți lăsa așa o greșeală nereparată. Poți spune după părerul meu. Au lucrat foarte, foarte pe muzică, după părerea mea. Da, după părerea tău, dragă, dezbrăcatul, așa. Cum îmi stă cu vestă, cum am îmbrăcat Adina, te rog frumos, și cu cravată verde și așa. Stai cum... așa un pic. Ia, cum se fac? Ia pune-ți și ochelarii ăștia. Ăștia? Da. Hai, uite, îmi pun și ochelarii, cum se mă? Hai, cum îmi stă? Dar nu te superi. Nu mă super. Aplauze pentru Harry Potter! Bravo!